Și am revenit așa cum v-am promis. Camelia, te rog frumos, vorbim despre berbec întâi de toate. Berbeci, încep săptămâna cu o lună plină ce marchează banii și câștigurile, așa că au toate șansele să fie inspirați, să aibă idei, să știe cum să-și pună în valoare aturile în această săptămână. Sigur că se bazează pe relații, dar în primul rând ei sunt punctul de forță la serviciu, în funcția pe care o dețin, în rolurile pe care le joacă, atât în familie cât și la serviciu se pot impune. Simțul practic este cel care tronează, chiar dacă discută și despre aspecte legale și morale undeva miercuri și joi, totuși trebuie rezolvate lucrurile și trebuie să obțină rezultate practice în această săptămână. Important este să-și cunoască aturile și să-și valorifice abilitățile practice. Pentru tauri, pentru că luna plină îi vizează direct de la începutul săptămânii, se produce chiar pe zodia lor. Sunt foarte sensibili la ce s-a întâmplat în ultima vreme în viața lor, fac un fel de bilanț și stabilesc cum vor să meargă mai departe, atât în relația partenerială, care poate fi supusă pentru unii tauri sub semnul întrebării, chiar sub semnul întrebării juridice, adică mai stăm sau nu mai stăm cu acte împreună. Și trebuie să stabilească și e un sfetnic foarte bun noaptea de duminică spre luni, dar și cea de luni spre marți, în legătură cu cum vor să se poziționeze în viața lor, ce vor să-și asume și ce nu, lângă cine se simt bine și autentici și unde nu este sinceritatea absolută. Pentru Gemeni, această lună plină are legătură cu dramele trecutului și mulți trebuie să lase în spate diverse momente neplăcute și să nu le mai rememoreze, să nu le mai recicleze în mintea lor. Pe de altă parte, se pot simți obligați să facă parte dintr-un parteneriat sau să facă anumite acțiuni cu care ei nu sunt de acord și asta le reactivează ideea că sunt sacrificați, că tot ei trebuie să lase de la ei și că lucrurile nu funcționează, nu merg. Așa că această lună plină le pune în alb și negru lucrurile bune și lucrurile rele, dar mai ales cum au contribuit ei să se ajungă aici și ce pot să nu mai facă de acum încolo ca să repare lucrurile. Racii au o lună plină pe axa inimii și a iubirii, au nevoie de dragoste, unii se pot reîndrăgosti, alții se pot reaprinde flacăra iubirii în cuplul pe care l-au, pot face gesturi frumoase și chiar sunt inspirați să facă gesturi frumoase, să-și dovedească sentimentele, să impresioneze și nu sunt doar vorbe mari. Sentimentele lor sunt profunde și vor să dovedească că sunt parteneri pe care se poate conta, spune Saturn din zona relațiilor în cazul lor. Așa că este o lună plină aducătoare sau deschizătoare de o perioadă foarte frumoasă în dragoste. Cei care au copii sunt foarte interesați să-și îndrume copiii spre carieră și pot identifica ce este mai potrivit pentru copiii lor în acest moment. Leii sunt foarte centrați cu această lună plină care deschide săptămâna pe propriul lor interes, viața lor, comoditatea lor, siguranța lor. Unii pot lua în analiză probleme conjugale, alții probleme patrimoniale. Încerca să stau, cum o renovez sau cum prosper și mai aduc și alte bunuri pe lângă cele pe care le am. Și fac foarte multe calcule în acest sens. Iar unii chiar vor să se dezvolte profesional și au nevoie de fonduri pentru a achiziționa diverse lucruri necesare, trebuincioase pentru sporul în carieră. În tot cazul, sunt foarte conectați la interesul propriu și s-ar putea să lucreze și în weekend pentru asta. Pentru fecioare este o săptămână care le învață să își valorifice mai mult aturile, talentele, calitățile și de ce nu și farmecul personal, pentru că poate să deschidă multe uși, șarmul, mai ales acolo unde este mare nevoie de el în foarte multe meserii, de exemplu acolo unde lucrează cu publicul. Deci, fecioarele trebuie să devină un pic mai conștiente și să-și valorifice, să uzeze de talentele lor mult mai ingenios și mai creativ. Fie că talentele lor sunt intelectuale și atunci cunoștințele și diplomele dobândite trebuie puse în valoare, fie talentele lor sunt artistice și atunci trebuie să învețe să le sublinieze. Așa încât luni și marți sunt zile foarte bune pentru întâlniri în cazul fecioarelor, tocmai pentru a vorbi despre ce știu să facă. Balanțele sunt interesate de bani și ele, luna plină, tot pe axa banilor și la ele se întâmplă. Bani pe care îi pot obține prin manevrarea unor acte, prin înțelegerea mai și folosirea mai abilă a unor regulamente și legi. Cu alte cuvinte, nu vine numai din muncă sau dintr-o muncă mult mai eficient depusă, astfel încât fără eforturi sisifice să ajungă totuși la rezultate și la un spor financiar. Și au nevoie să-și pună puțin mintea pe roate, astfel încât să înțeleagă cum pot specula contextele
profesionale, de muncă în care ele se află în acest moment. Sunt foarte abile pentru asta și discuții în familie în weekend. Scorpionii sunt și ei foarte abili financiar, în special miercuri și joi. Discută niște contracte sau vorbesc de bani care trec prin niște acte sau care necesită niște semnături și ei sunt foarte abili în a negocia. Destul de dur totuși cu Mercur în berbec, cu alte cuvinte subliniază că nu se trece peste cuvântul lor sau că nu sunt prea flexibili, dar este o stratagemă aceasta, dar o folosesc cu succes. Așa că știu exact ce pot oferi pentru banii pe care îi cer și sunt destul de inflexibil când e vorba să scadă la bani. În schimb, pot oferi servicii în plus. Pentru săgetători, o săptămână în care are o lună plină pe axa suferințelor, trebuie să-și pună cenușă în cap dacă au greșit. Unii tind să mascheze greșelile sau să le micșoreze, tocmai pentru că nu suportă să fie arătați cu degetul sau să li se bată obrazul, dar este mai demn să-și recunoască greșelile. Și atunci toată săptămâna, de fapt, vorbește despre asumarea responsabilității, lucru care se va vedea și în legătură cu banii, cu care sunt foarte grijuliți și economii în această perioadă și foarte interesați de bani, discutați, negociați și mai ales cu partenerul de viață. Dacă sunt probleme, cine ce împarte? Dacă colaborează, cum colaborează și ce servicii fac. Capricornii au o lună plină pe axa iubirii, sunt între drepturi mari sau vor să fie, au nevoie să ajungă la inima partenerului de viață, au sentimentul că partenerul este distras sau preocupat cu altceva. Sentimentul este un pic de distanțare, dar nu neapărat afectivă, ci că nu pot fi împreună cât își doresc, cum își doresc, of serviciul acesta. Cam astea sunt comentariile din mintea lor. Pe de altă parte, au sentimentul responsabilității foarte subliniat și probabil sâmbătă și duminică discută multe probleme legate de viață și de direcția pe care trebuie să o ia viața lor în acest moment alături de partener, cum își organizează viața cu, sub toate aspectele și copii și bani. Vărsătorii au o lună plină pe axa carierei, e momentul să dovedească tot ce sunt în stare mai bine să facă, pentru că pot impresiona șefii sau pot obține rezultate, pot obține o oarecare popularitate dacă își asumă responsabilitățile așa cum trebuie și se mobilizează, pentru că de câteva zile sunt cumva în întârziere față de ritmul astral de pe harta lor. Cu alte cuvinte, astrele îi îndeamnă să iasă la rampă, iar ei un pic trag de timp sau au o inerție prea mare. Ei bine, trebuie să dea militaria jos din pod și să treacă la treabă pentru că au aspecte de reușită. Peștii au și ei o lună plină, cu asta începe săptămâna, de aceea ne referim la ea, pe zona comunicării. Au planuri, au idei sau li se propun tot felul de proiecte și sunt foarte bune, ies bani din asta. Însă trebuie să se bazeze pe niște abilități pe care unele le stăpânesc, dar pe altele nu. Și trebuie să își extindă aria profesională și de activități, astfel încât să învețe lucruri noi, poate. Foarte practice și foarte aplicate și să facă mai multe lucruri decât până acum, ca să câștige bani mai mulți. O săptămână bună! Mulțumim foarte mult, Camelia Pătrășcanu, pentru toate aceste detalii. Eu zic o săptămână care arată bine. Cu spor și începe cu lună plină, facem bani!